Suntem la un moment din cele mai importante în viața Partidului Social Democrat și al USD-ului. S-ar putea ca unora să li se pare că e vacanță deja. Dar nominalizările pentru candidații PSD la consiliile locale și Consiliul Județean pentru alegerile viitoare au loc într-un moment de mare cumpănă pentru România. Este un moment de analiză serioasă pentru PSD și am explicat și în cadrul conferințelor la care am participat de ce o facem acum. Pentru că trebuie să creăm o competiție. Trebuie să dăm drumul un an de zile ca oamenii noștri să intre într-o bătălie electorală care să ducă la sfârșitul 1 noiembrie 2012 la victorie. Știți că România este astăzi într-o situație dintre cele mai grave economice în care s-a regăsit vreodată în istoria ei. Împodobelile cu care Partidul Democrat Liberal și a coaliției acestora încearcă să o macheze nu folosesc nimănui. Observam în ultima vreme și în aceste zile la televizor o întreagă campanie cu privire la așa zisa participare a României la acordul fiscal de la Bruxelles. Puțină lume interesată de așa ceva. Oamenii știu că n-au cu ce să-și trimite copiii acasă. N-au ce să-și pună în frigidere de sărbători. N-au ce să cumpere haine pentru copii și așa mai departe. Sunt problemele majore. Niciodată starea de sărăcie în România nu a ajuns la o astfel de cotă. Cu toate astea, în mod irresponsabil, actuala conducere politică, în frunte cu președintele țării, se duce și negociază de la egal la egal la Bruxelles, de pe poziția unui stat filantropic. Nimeni nu i-a cerut și nimeni nu i-a dat acest mandat. Care e deosebirea între noi și Irlanda? Dacă prin acordul fiscal rămânem la același nivel, Irlanda cu o îndatorare de peste 80%, România care face eforturi tăind salarii și pensii, cu o îndatorare, vezi Doamne, care să satisfacă Europa, în condițiile în care salariul minim pe economie în Irlanda e 1940 de euro, iar în România 150 de euro. Cine i-a dat un astfel de mandat președintelui României și Partidului Democrat pentru a îngheța salariile și pensiile și a menține România în sărăcie? Haideți să explicăm tuturor oamenilor. Acordul fiscal de la Bruxelles, care este o mare păcăleală pentru români, nu se referă la nivelul de trai, la nivelul de salarii, de pensii și de număr de bugetari în nicio țară a Uniunii Europene. Se referă la capacitatea țărilor europene în volum investițional, în capacitatea lor de a se dezvolta în continuare, pentru că au depășit această capacitate. Nu e cazul României. Nu e cazul României care în niciun caz nu va ajunge vreodată să aibă 500 de kilometri de autostradă într-un timp scurt. Eu cred că sunteți toți purtători de comunicare pentru Partidul Social Democrat. Explicațiile, motivele reale pentru care nu credem și dezavăm acest comportament de vătaf pe un spațiu care nu este al PDL-ului în fața comunității europene. Mai mult decât atâta, cred că este un pretext. Un pretext de-a dreptul ordinar. De a cere modificarea Constituției pentru a include în Constituție un deficit bugetar structural de 0,5%, ca de altfel să poți cu ocazia asta să bagi în Constituție probleme legate de Parlamentul unicameral, de reduceri și așa mai departe. Eu vă spun de pe acum că niciun stat al Uniunii Europene nu va modifica Constituția. Nu poate Franța de la 1700 să-și modifice acum Constituția, să-și bage un deficit structural de 0,5%. Apropo de asta, vreau să vă spun că România în 2003, în guvernarea Năstase, a avut deficit structural 0,8%. Astăzi vedeți cât e deficitul bugetar. Eu cred că ăsta este mesajul principal pe care membrii noștri de partid trebuie să-l transmită în perioada asta oamenilor, să știe exact ce se întâmplă în momentul de față cu această putere mincinoasă. Care sunt pașii pe care partidul îi propune? Sunt 5 pași. Insistăm în continuare. Nu pe această
păcăleală cu decalarea alegerilor, cu comasarea lor, vezi, Doamne, pentru nu știu ce economie. Țările adevărate, în perioadă de criză, fac alegeri anticipate. Asta vrem și noi. Vrem întâi constituirea unui comitet tripartit, putere, opoziție, Banca Națională, care să stabilească principalele probleme de rezolvare a crizei în România. Doi, vrem ca acordul interguvernamental de la Bruxelles să fie aprobat de Parlament cu două treimi în baza articolului 148 din Constituție. Nu altfel, nu prin modificarea Constituției. Ce să facem? Să băgăm un acord în Constituție, o astfel de prevedere, ca pe urmă la aprobarea bugetelor să spunem că legea de aprobare e neconstituțională? 3. Organizarea de alegeri anticipate, nu înainte, deci de a forma un guvern de tehnocrați. România nu mai poate fi condusă de actuala adunătură cu titlu de guvern. Astea sunt etapele pe care le propunem noi pentru România. Repet, comitetul tripartit, votarea acordului interdepartamental în cadrul Parlamentului României, guvern de tehnocrați și alegeri anticipate. Să revenim la viața noastră de partid internă după un an de zile. Stimați colegi, eu trebuie să vă spun că respect toate deciziile colective. Dar prima decizie pe care o respect este cea prin care votul colegilor mei este dat în conferința județeană, în conferința municipală, în adunările locale. De asta mandatul tuturor structurilor noastre alese anul trecut rămâne valabil și noi trebuie să ne mândrim. Asta este echipa cu care lucrăm. Ăștia sunt oamenii care au fost validați de membrii noștri de partid. Încercările unor rătăciți de a contesta pe toate căile alegeri, compoziții structurale în conducerea unor organizații n-au nicio șansă de izbândă. Dimpotrivă, dau apă la moară adversarilor politici, satisfacțiilor politice ale acestora, iar eu sunt dator să apăr până la capăt echipele cu care am plecat la drum. Echipele care au fost alese în organizațiile comunale, municipale, orășenești și cea județeană. Asta este echipa cu care am plecat la drum. Echipa de la județ cu care am plecat la drum și-a asumat o mare răspundere. Prima, câștigarea alegerilor în 2012. Nu e ușor deloc. Doi, reforma în partid. Am început bine. Și vedeți că acum este chiar un curent de reformare a partidului. Eu sper că Partidul Social Democrat la centru va avea capacitatea să ducă la capăt reforma în partid, inclusiv la cele 6 organizații de sector și ale municipiului București. Ceea ce am făcut noi aici, lucru validat, dacă vreți, de viața politică ulterioară. Cazul Joană este emblematic pentru ce s-a întâmplat. Ce vreți mai mare confirmare pentru noi, pentru Partidul Social Democrat Maramureș, decât că am făcut bine când am luat măsurile care am luat? Pentru că ce se aseamănă se adună. Am dat afară pe unii care au fost după chipul și asemănarea lui Joană. N-am făcut altceva. Și cred că am făcut bine. Eu aș vrea să spun două cuvinte despre partea cu liberalii. Noi, și noi, și ei, de-a lungul timpului, am avut o experiență. O experiență tristă. Care a fost convivența cu PDL-ul. Și ei au avut-o în 2005, s-au săturat după un an de zile, au rupt-o, și noi am avut-o în 2009, și vai de noi. Acum, în momentul de față, orice demers împotriva acestei alianțe este un demers asupra nouă înșine. Nu putem în altă structură. Vreau să vă spun că indiferent care
ar fi sacrificiile la care am fi supuși, inclusiv umane. Sacrificii politice, evident. Nu vor fi suficiente ca să ierte pe cineva care joacă împotriva USR-ului. Știu că în continuare mai avem cel puțin o problemă mare de rezolvat. Ne ocupăm de ea, cu încredere. Dar nimic nu justifică vreun gând a vreunuia de a părăsi partidul. Eu vă spun de acum, dau încredere tuturor că așa cum este astăzi Partidul Social Democrat, se îndeaptă împreună în cadrul SL-ului spre o victorie covârșitoare în 2012. Țineți minte, decalajul e foarte mare între noi și ei. Nu pot să fure și nu pot să cumpere atâta cât necaz este în poporul ăsta și cât s-a acumulat împotriva lor. Problema pentru noi... Problema pentru noi este să luăm majoritatea absolută, să formăm guvernul USL și să aplicăm punctele principale ale programului nostru. Nu mai putem să mințim pe nimeni. Doar 50% din programul de achiziții și servicii a instituțiilor guvernamentale, prin tăierea acestei supape de scurgere de bani al UDRA de la Fondul Național de Dezvoltare și de Investiții, ar asigura revenirea la nivelul salariilor și pensiilor din 2008. Ce vreți mai mult decât un calcul matematic, lucid, logic? Dacă vom reuși, și eu cred că este în momentul de față în preocuparea centrală de a tipări un scurt pliant, cu toate aceste probleme pe care să-l aibă fiecare în buzunar. Un pliant care să cuprindă fiecare domeniu de activitate. Dacă te întreabă cineva pe probleme de sănătate, să răspunzi. Pe agricultură, să răspunzi. Și fiecare din masa asta mare de activiști ai noștri, din peste 6500 de membri de partid cât avem în Maramureș, eu zic cu capacitatea fiecăruia, cu seriozitatea fiecăruia, așa cum vă văd aici, că vom reuși să-i convingem, să le spunem oamenilor, nu mai vă lăsați cumpărați cu 500 de lei, cu 50 de lei, sau cu 1 milion la campanie, că după 3 zile o să duceți la fel de rău. Este în momentul de față o mare păcăleală ceea ce se întâmplă în România. Eu sper că și media, reprezentanții media, vor transmite, de fapt, esența întâlnirilor noastre. Aici nu e vorba că astăzi lansăm niște candidați sau nu. E vorba de un mesaj. Și nu e întâmplătoare nici graba cu care noi am organizat asta. Am vrut să fim primii. Și suntem prima organizație județeană care ține conferința extraordinară în care își anunță responsabilii de districte, adică candidații pentru Consiliul Județean, după ce și-a stabilit candidații locali în fiecare localitate. Și asta e un lucru bun, un semnal și pentru Ardeal și pentru partid, că aici lucrurile s-au așezat în făgașul lor normal.